Dacă m-ai întreba pe mine care este brandul nostru de țară, aș spune suferința. Asta este și muzica noastră. Grigore Neșe, culegător de folclor și artist cunoscut în România. Suferința, jalea, dorul au fost exprimate prin cânturile populare care s-au transmis din generație în generație. Iar ciobanul mioritic ce cânta din fluie ori din tilincă ne-a lăsat melodii de neuitat. Am invitat astăzi pentru dumneavoastră pe rapsodul Mircea Gheorghescu, care ne va cânta din tilincă, din fluier, din ocarină, și toate instrumentele sunt fabricate de dumnealui. Aplauze pentru domnul Mircea Gheorghescu. Copii, aveți ocazia să vedeți instrumente ancestrale de suflat, cum ar fi ocarină, tilincă, fluier, bineînțeles, caval. Iar domnul Mircea Gheorghescu, care s-a născut la Putna, atenție, deci este născut acolo unde este atosul românesc, la Putna, este artist care a fost în ansambluri de dans la Timișoara, în numeroase ansambluri de dans din România, a cântat, dar dragostea mare pentru instrumente de suflat l-au determinat aici, la Montreal, să-și fabrice singur instrumentele și să ne doinească. Să-l primim cu aplauze!